Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. E o ediție pe sufletul meu, cum de altfel sunt toate, dar poate și un pic mai mult în această seară, pentru că vom face o călătorie în China și în interiorul nostru. Spun asta pentru că vom vorbi despre medicina tradițională chineză, dar și despre ce înseamnă medicina intuitivă și cât de important este ca un adevărat terapeut să aibă aceste calități. Și invitata mea din această seară, mă mândresc foarte mult că am găsit-o în România, acum trăiește în Suedia. A plecat de aici, dintr-un mediu de business foarte performant și ceva s-a schimbat în viața ei. A ajuns în China, a descoperit medicina chineză și... De ce ai ajuns în China, Ionela? Ionela Berciu, în această seară. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Roxana! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bună seara, telespectatorilor! De ce am ajuns în China? De ce ai ajuns în China? Viața personală m-a dus acolo. Am plecat împreună cu soțul meu și cu băiețelul meu. Și acolo viața profesională a căpătat o altă dimensiune. Medicina chineză. Cum a fost întâlnirea? A fost o chemare? A fost o chemare. Chemarea a început cu aproape 10 ani în urmă, când, datorită unor probleme din mediul familial, probleme de sănătate, evident, am început să găsesc și alte explicații la niște, așa zise, probleme care aparent nu aveau soluționare în medicina alopată. Și atunci nici explicații foarte multe. Și atunci am început să caut. Și când am auzit că ne mutăm în Shanghai, am zis, ok, acolo este ideal să ajungem. Și am început simplu, înainte de a ajunge acolo, printr-o simplă căutare pe internet, n-am găsit niciun curs la care aș fi putut să mă duc, însă căutând, continuând să caut, am dat de numele unei persoane, care ulterior mi-a și devenit mentor pentru 2 ani de zile, autor de cărți, medic de renume în China, și cred că ea a simțit foarte multă determinare. Cumva intenția pe care eu am sădit-o cu ceva vreme în urmă a ajuns acolo unde trebuia. Am uitat să spun că cumva background-ul Ionelei este de psihologie. Și cumva vede totul din altă perspectivă. Psihologie, biochimie... Da, mult prea multe uneori. Doamna doctor Yifang Zhang m-a trimis călduros să urmez cursurile Facultății de Medicină Tradițională Chineză din Shanghai. Și așa am ajuns să fac practică în spitale, să lucrez. Ulterior am început să primesc invitații. Prima invitație mi-a oferit-o fiul meu. A venit într-o zi acasă de la școală, suferise foarte mult, fusese foarte mult timp bolnav. Și a venit și mi-a spus, mamă, cred că ar trebui să vii și să ne înveți pe toți la școală cum să facem acest masaj ca să putem să ne îmbolnăvim mai puțin. Sau să nu ne mai îmbolnăvim deloc, dacă se poate. Și am ajuns la medicina preventivă până la urmă. Și am ajuns la medicina preventivă. Și ce masaj? Despre ce masaj? Este vorba de masajul pediatric. Se numește Tuina. Pentru copii până la vârsta de 12 ani, masajul ăsta se face doar la nivelul mâinilor și la nivelul feței. Și poate arătăm un pic mai târziu. Da. Va fi de interes poate și pentru telespectator, pentru că punctele care se masează pot fi folosite doar în acest caz, și pentru adulți, și pentru copii. Și de ce să ne arătăm acum? Arătăm și acum. Dacă vine Mihai? Dacă...
Aflăm unde este o cameră. Mihai a fugit. Camera e acolo și ele sunt fixe. Dacă vine Mihai așa încet, încet, putem să arătăm pe mâinile lui, dacă ești de acord. Mihai? Arătăm aici, la năsuc. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să te văd. Am auzit foarte multe lucruri despre tine, numai bune, evident. De o parte și de alta a nasului. Așa. În laterala foselor nazale, sunt două gropițe aici. Da. Și punem, folosind cele două degete, începem să facem un masaj simplu. Deci nu doar presupunctură, ci pur și simplu, ok. Nu. 32 de ori în sensul acelor de ceasuri și 32 de ori în sens invers. Și ție îți place de când îți faci așa masaj? În sus. Nu-ți place? Dar îți place Nu-i efectul. Nu-i mai place. Dar efectul putem să-l resimțim să-l resimțim imediat, pentru că automat respirăm mult mai bine. Deci asta e când au nasul înfundat? Sau... Când copiii au nasul înfundat, cred că este primul lucru pe care putem să învățăm să-l facă. Foarte tare! Deci 30... De ce 32? Chiar dacă iau antibiotic, chiar dacă urmează tratamentul... Asta îmi place cel mai mult, apropo de medicina integrativă, că... Da. Acest tratament, că înseamnă masaj, că înseamnă acupunctură, că înseamnă orice din medicina chineză, facem aceste lucruri în paralel. Deci, ca să grăbim 32 de ori în sens are vreo importanță? Contează. De ce 32? Nu avem explicații chiar pentru tot. Încă se caută foarte multe explicații. În documentele vechi au rămas aceste date, se fac cercetări în continuare și când vom afla răspunsul, vom ști probabil de ce atâtea ori. Până la urmă, important e că funcționează. Dar funcționează. Cu o singură condiție. Să nu se facă o singură dată. Dar de Această câte ori? Abordare da. Presupune să faci în fiecare zi acest exercițiu, de cel puțin două ori. Ok. Dacă vrem să avem impact pe termen lung. Până la urmă, despre asta este vorba în medicina chineză. Medicina chineză nu înseamnă să faci o injecție și să spui ok, sunt bine, m-am vindecat. Adică, există o filozofie în spate și... Care este filozofia? Chiar că... Cred că e important, poate să menționăm pe scurt, pe înțelesul tuturor telespectatorilor, indiferent că sunt specialiști sau sunt oameni care sunt interesați sau chiar cei care până la urmă își doresc foarte mult să-și prelungească viața sau să-și mențină starea de sănătate și de echilibru. Din experiență, cumva părinții sunt mai interesați pentru că interesează pentru copii, după care descoperă că până la urmă ei sunt cei mai importanți. Dar până să devii părinte, zici lasă că merge și așa, lasă că merge și să nu dorm noaptea și să... În fine, care este... În momentul în care venim pe lume, încă din momentul concepției, primim trei daruri supreme. Cele trei daruri supreme sunt esența, energia și spiritul. Aceste daruri supreme sunt prezente în momentul formării celulei, însă ele ajung să fie păstrate de individ sau dimpotrivă să fie abuzate de individ pe parcursul vieții, cu alte cuvinte, după naștere. În momentul nașterii ajungem într-un punct, așa zisul punct temporal, din care începem să degradăm aceste elemente pe care le-am primit. Însă este un moment în care noi putem să contribuim la refacerea, menținerea acestor trei elemente. Hai să le luăm cumva pe rând și ce înseamnă fiecare. Esența înseamnă corp.
Orice este la nivelul corpului fizic, indiferent că vorbim de mușchi, indiferent că vorbim de sânge, de fluide, de neurotransmisători, de toate elementele cu caracter biochimic, corpul fizic este la nivelul esenței. Okay. Energia. Energia este tot ceea ce ne dă vitalitate. O percepem, o simțim, dar nu reușim să o palpăm sau să o putem demonstra printr-un examen de laborator sau să o evidențiem pe o lamelă. Nu se poate, din păcate. Încă n-am reușit să facem lucrul ăsta. Sau poate că e mai bine așa. Sigur. În ultima vreme, tocmai se tot vorbește de energie. Dar, da, nici cu mintea nu poți să cuprinzi tot conceptul energiei, că evident, cred că toată lumea a simțit cum curge energia când aude un anumit subiect, când nu știu, chiar și când vede un film, de multe ori își descoperă oamenii chiar capacități de a simți energetic ce simte celălalt, dar nu știm de fapt ce este energia și ce să facem cu ea. Să ne uităm un pic la energie ca un liant, ca o legătură între esență și spirit. Ok. Esența este legătura cu pământul, cu mama pământ. Spiritul este legătura cu divinitatea. Dacă prin spirit definim conștiință, definim procesele gândirii, definim voința din punct de vedere al medicinii chineze și mai definim un lucru foarte important, intenția. Aha. Când ne întoarcem la energie, constatăm că între pământ și cer trebuie să fie ceva. Acest ceva, de fapt, este ființa umană. Această legătură între cele două elemente se poate face doar prin intermediul energiei. Aș putea să fac vreo 700.000 de emisiuni doar pe tema asta. Am foarte multe întrebări care îmi vin acum și nu vreau să deviez cumva de la subiect, dar ce se întâmplă atunci când simțim că pierdem energia? Când iar se spune că ne-o fură altcineva? Să ne uităm un pic la legătura între cele trei elemente. Okay. În mod normal, când întrebăm pe oricine, între esență, energie și spirit, care este legătura? Care este liderul între cele trei elemente? Majoritatea spun corpul fizic. Nu. Liderul este spiritul. Dar ca să pot să beneficiez de ceea ce înseamnă elementul spirit, trebuie să le am pe celelalte două. Aceste trei elemente nu pot exista unele fără altele. Este ceea ce se numește trinitate. Dacă am corpul fizic, da, și spunem că el este în stare de echilibru, nu vorbim de boli acum, este, da, într-o stare de echilibru. Ne hrănim cu ce trebuie, bem suficientă apă, avem aportul corect de nutrienți, totul stă minunat. Procesul care se întâmplă la nivelul organismului decurge exact ca la carte. Însă, această esență, acest corp fizic, toată rezultanta a ceea ce se întâmplă în urma unui proces metabolic ajunge să influențeze și să genereze energia. Este ceea ce vom vedea ca semne de vitalitate la un om. Dacă aceste două componente există, mergem mai departe și ajungem la zona spiritului. Și o să vedem sclipire în ochi, determinare, o intenție foarte clară, o voință de nestrămutat. Însă, aici este un pic dificil pentru majoritatea oamenilor. De ce? Pentru că ajungem să facem toate lucrurile despre care vorbeam mai devreme, însă ajungem în egală măsură într-un punct în care realizăm că nu corpul fizic este cel care ne ghidează. Dacă intenția noastră, dacă determinarea noastră nu este atât de puternică, corpul va deveni stăpânul nostru. Deși nu-i place să fie stăpân. Deși nu-i place să fie stăpân.
Unde iar sunt foarte multe concepte și cumva, cred că e un pic haos, împărțirea în trei, se mai nume, cel puțin o numim corp, minte și spirit. Altădată numim suflet, minte, corp. Spirit, cum numești tu sau înțeleg că medicina chineză numește spirit, ce înțelege prin spirit? Includem aici procesele gândirii, percepțiile, voința, intenția, toată mintea, conștiința. Și partea de suflet? Și partea de suflet și conștiința. Fiecare din cele trei componente pe care le-am menționat au o componentă prenatală, acea componentă primordială. Venim cu ele, le primim în dar. Ele sunt într-o cantitate fixă. Dar avem și o componentă postnatală și depinde să facem lucruri ulterior. Acum, ceea ce este foarte important să înțelegem, că dacă noi nu reușim să păstrăm acest echilibru și aceste componente pe care le avem, nu o să reușim niciodată să umblăm la partea spirituală, că nu o să avem cum. Și care ar fi un top 5, să spun așa, de lucruri pe care putem să le facem zilnic, astfel încât să ajungem la un echilibru? Dacă am înțeles elementele astea și știm cum să lucrăm cu aceste trei elemente, vom ajunge într-un proces foarte simplu. Vom ajunge să fim alchimiști. Vom ajunge la un proces pe care mie îmi place să-l numesc alchimia vieții. Alchimia vieții înseamnă să ajungi să poți să stăpânești corpul, să reușești să-i dai un anumit element de rutină pentru care, sigur, trebuie să depui foarte mult efort. Nimic nu se poate realiza fără determinare, fără disciplină. Disciplina, cred că este în continuare un element pe care putem să lucrăm foarte mult. Da. Dar să presupunem că ne începem ziua. Și o să te întreb pe tine, Roxana, cum îți începi ziua? Care este primul lucru pe care îl faci când te trezești? Nu am o rutină. Și îmi lipsește asta. Dar primul lucru? Depinde cum mă trezesc. Ok. Bine. Eu am o rutină simplă. Primul lucru pe care îl fac în momentul în care mă trezesc, în prima jumătate de oră, este să beau un pahar cu apă. Okay. Sau două pahare cu apă. Ajungem la partea de hidratare. Ajungem la partea de... Are importanță dacă e rece sau caldă? Depinde în ce sezon suntem. În medicina chineză este foarte important să ținem cont de tot ceea ce înseamnă ciclicitate. Corpul este în legătură cu natura. Am vorbit de mama pământ. Suntem într-o legătură puternică cu mama pământ și trebuie să ținem cont de aceste elemente, pentru că altfel spiritul pe care cu toții ne dorim să-l avem în forma lui cea mai puternică, nu va putea beneficia de nimic dacă eu nu am elementele nutritive corecte sau apa. Pare un paradox, însă de acolo ți vine vitalitatea prin acest proces de transformare. Și cum ar trebui să fie vara și cum ar trebui să fie iarna? Vara, de exemplu, când este foarte cald, presupunem că este cald, nu ca în Suedia, în Suedia e un pic mai răcoare, însă vara ne este permis să bem apă la temperatura camerei, niciodată nu recomandăm să bem o apă care este rece, pentru că ne speriem. Se sperie corpul, nu este într-o stare de confort neapărat. Iar legendele spun să bei apă caldă dimineața. Nu este neapărat o legendă. Dacă acest lucru se întâmplă în perioada de iarnă, când deja în interior avem o stare de răceală, yin, suntem foarte yin, conform principiilor chinezești, yin și yang, atunci este recomandat să consumăm băuturi calde și chiar și apa să fie caldă. Atât cât permite corpul și cât simte corpul că poate să să tolereze. Principiul acesta, aerul condiționat pe timpul verii
E un șoc? Absolut. Absolut. Deci mai bine transpirăm. Cred că este mult mai bine. Din punctul ăsta de vedere, da. Ok, stai să... Eu aș sări, îți dai seama, de la una la alta, că văd în spate imagini cu multe elemente, dar eram la top 5. Deci, să înțeleg că începem ziua cu un pahar cu apă. Începem ziua cu un pahar cu apă. Sau cu două. Acum, da, hai să facem o paranteză aici și să discutăm dacă suntem tot, da. Dacă tot suntem la capitolul lichide. Foarte multe și foarte multă lume constat că face confuzie între ceea ce înseamnă lichide și apă. E o mare. Dacă întreb pe oricine, bei lichide, spune da. Da, am băut și trei bere. Explicăm. Trei beri, ok, și ce mai bei? Păi mai mănânc ciorbă. Noi nu vorbim de aceste lichide care se găsesc în mâncare. Pe lângă asta este important să consumăm apă. Cantitatea de apă pe care trebuie să o consumăm în timpul zilei depinde de greutatea noastră corporală. Și așa, ca să-și facă telespectatorii o idee, ar trebui să consumăm cel puțin un litru de apă la 25 de kilograme corp. Cam asta este paritatea. Aha. Ok. Da? Deci, în momentul în care noi nu aducem acest aport de lichide suficient, nu putem să sintetizăm absolut nimic corect în organism. Și în acel moment, tot ceea ce înseamnă partea de energie va avea de suferit. Deci există o legătură foarte strânsă între aceste elemente. Da, vorbim apă. Dacă ne trezim între ora 5 și ora 7 dimineața, atunci este momentul benefic, cred, să consumăm și să ajutăm tranzitul intestinal. De ce? Pentru că în medicina chineză acesta este meridianul intestinului gros. Peristaltismul începe și putem să ajutăm și să evităm fenomene ulterioare care de cele mai multe ori duc la îmbolnăviri. Constipația cred că este Și deci e și bine să ne trezim între 5 și 7? Pe timp de vară, da. Pe timp de vară este permis să ne trezim devreme, avem energia suficientă. De ce? Pentru că suntem în plin sezon yang, da? Avem o energie suficientă, este cald, avem suficientă lumină solară. Și înseamnă toate că sunt foarte elemente... Eu n-am energie vara. Nu? Vara asta așa. A, nu. Depinde foarte mult de cum este individul structurat. Sunt foarte multe persoane care sunt predominant yin, sunt alte persoane care sunt predominant yang. Asta este un lucru pe care fiecare om, dacă ajunge la un specialist de medicină chineză, ajunge să-l afle. Dar ne întoarcem la apă. Asta se poate întâmpla între ora 5 și 7 dimineața, da? Trezirea, consumarea unei cantități suficiente de lichide ca să preîntâmpinăm alte probleme de colon, tranzit intestinal și să menținem sănătatea acestui organ în primul rând. Foarte multe exerciții fizice nu este permis să facem la această oră. Însă, când vorbesc de exerciții fizice, în medicina chineză este important să reținem că noi nu recomandăm exerciții care supra-solicită organismul. Ne uităm în jur și vedem foarte multe cazuri în care oamenii încep să facă exerciții fizice care le depășesc capacitatea fizică pe care o au în acel moment. Aceste exerciții trebuie să fie în concordanță cu starea lor fizică până la urmă. Și ajungem la Qigong. Ce este, de fapt, Qigong? Dimineața. Putem să începem cu un exercițiu Qigong dimineața. Dar este ideal să începem și să facem exercițiile Qigong care presupun relaxare în a doua parte a zilei. Ok. Pentru că exercițiile Qigong, care presupun exerciții de respirație și sunt
exerciții care au rolul de a calma mintea și spiritul, ne vor da o stare de relaxare profundă și acesta este motivul pentru care este de preferat să lucrăm aceste feluri de exerciții în a doua parte a zilei. Dar pentru partea de dimineață, niște exerciții de revigorare sunt binevenite. De exemplu, toți maestrii chinezi și toți oamenii care își doresc să-și păstreze starea de echilibru și toți oamenii care au reușit mai mult decât atât să facă dovada unei longevități trăind peste 100 de ani și sănătoși, descriu foarte simplu această rutină a dimineții și spun, de exemplu, este ideal să-ți treci degetele prin păr imitând un gest de pieptănare și să faci acest lucru de aproximativ 300 de ori. Wow. Este extraordinar, însă și intenția care este? Intenția este la nivelul capului și cred că avem ne ajută colegii cu ele vin pe rând. Avem o la nivelul corpului există așa zisele puncte de acupunctură. Da? Așa, asta e un alt punct pe care aș vrea să-l atingem. Bun, da, să nu da. Sărim mult prea. La nivelul capului se află foarte multe meridiane. Da? Aceste meridiane traversează tot corpul și ajung de la vârful degetelor de la picioare, trec pe suprafața întregului corp și în momentul în care fac acest proces până la urmă simplu de așa zisă pieptănare sau masare a pielii capului, în acel moment chinezii fac ceea ce se numește activitatea de trezire a meridianelor și a întregului corp sau fac ceea ce numesc exerciții de tapping. Da? Începem cu meridianele yang, apoi trecem la meridianele in. Dar mi s-a părut cam brutal așa, adică mai curând de mângâiere mi-ar veni decât să... Nu, dar ele nu se fac adică nu mă bat singură. Nu, okay. Absolut nu. Se fac foarte ușor. Deci este pur și simplu... Aha, hei, trezește-te. Cam așa. Da. Și începem din exteriorul corpului și mergem apoi pe partea din interior. Exerciții simple. Okay. Până la urmă vorbim de exerciții care sunt la îndemâna oricui. Uh-huh. Exerciții care îi fac plăcere omului. Pentru că nu putem să facem un exercițiu și să ne începem până la urmă dimineața în acest fel, nu? Uh-huh. Mergem mai departe. Da. Micul dejun. Ok. Micul dejun. Întâi să existe. Presupunem că există și ar trebui să-l pregătim cu mare drag și cu mare iubire. Pentru că dacă adăugăm și componenta asta la toți nutrienții pe care presupunem că i-am pregătit cu grijă, atunci aportul va fi înzecit. La cât timp după ce te trezești ar trebui să vină micul dejun? Nu știu dacă este neapărat un timp. Dacă asta se poate întâmpla, ar trebui să se întâmple într-o jumătate de oră sau în 30 de minute. Până la urmă, oamenii nu au timp acum, nu-și pot permite să petreacă o jumătate de oră, mai mult de o jumătate de oră acasă, cred că, nu? Da, cei mai mulți dintre noi suntem pe fugă. Ce se întâmplă, iei ceva și mănânci în mașină. Da. Din păcate, dacă o să continuăm să facem așa lucrurile, probabil că toate darurile pe care le-am primit noi și cu care am fost înzestrați la naștere se vor epuiza foarte rapid. Okay. Ideal este să mâncăm între ora 7 și ora 9 micul dejun. Okay. Este un interval de timp potrivit. Și ajungem la ce? Și ajungem la partea de nutriție. Ah, ok. Ce mâncăm?
Oh, ce bine ar fi să putem să facem, și cred că iarăși avem mesaje, avem niște imagini frumoase aici. O, da, aici. Deci nu mi-ai amintit că n-am mâncat foarte de foarte mult timp rând, și mi-e foame. Să punem foarte multe culori și să ne asigurăm că tot ceea ce punem pe platou poate să fie extrem de colorat, extrem de apetisant și să ne bucure și inima, să ne bucure și ochii în egală măsură, pentru că atunci vom resimți pe deplin energia acestor nutrienți. Nu aș insista neapărat pe ce ar trebui să mâncăm. De ce? Nu cred că putem să punem niște reguli standard aici. Să presupunem că ție îți place, de exemplu, să mănânci foarte multe fructe dimineața. De ce? Pentru că tu ai o anumită structură, ai o anumită construcție din punct de vedere al medicinii chineze. Da? Însă altcineva s-ar putea să prefere dimineața un porridge. Sau un chinez o să prefere orez și cu câteva legume. Mai mult decât atât, consistența, absolut, mai mult decât atât, toate gusturile pe care le regăsim în compoziția și în micul dejun al unui chinez, de exemplu, variază extraordinar de mult față de gustul nostru, în primul rând. Acolo vom regăsi toate cele 4 sau 5 gusturi chiar pe care noi ca și oameni le cunoaștem. Trebuie să fie un pic amar, trebuie să fie un pic acru, dulce, sărat. Trebuie să creăm o armonie. Până la urmă, vorbim de echilibru în orice. Pornind de la dietă, pornind de la cantitatea de somn pe care am reușit să o atingem un alt acolo. Subiect. Însă, care este cantitatea de somn? Este ideal să mergem, să reușim să ne odihnim. Ar fi ideal să ne propunem să ne odihnim între ora 10 și ora 5 dimineața. În momentul în care ajungem să dormim de la ora 1 seara, 1 noaptea de fapt, că nu mai este seară, deja organismul nu se mai poate reface. Și atunci, iarăși, starea de echilibru începe să se strice. Mutăm emisiunea și mai devreme. Ca să putem să dormim. Bine, hai să ne întoarcem un pic la programul de mai devreme de a dormi. Da. La ora 11 și jumătate, de exemplu, în China, există un obicei extrem de sănătos pe care absolut toată lumea îl face. La ora 11 și jumătate, toți oamenii servesc prânzul. 11 Între 11 și jumătate dimineața și ora 1 este o pauză de prânz. Asta înseamnă că nu se oprește nimic, nu se opresc fabrici, nu se opresc cuzine, nu se închid magazine. Însă, fiecare om are posibilitatea să mănânce în acel interval orar. Bineînțeles, între 11 și jumătate și ora 1 este un timp suficient de mare ca să poți fie să, chiar să asiguri rotație, lucrul da. Ăsta pentru toată lumea. Wow! Credeam că italienii sunt cei mai matinali cu 12, da? Ok. Da, asta are un impact foarte puternic asupra stării de sănătate până la urmă a întregii populații. Probabil că dacă ne uităm la felul în care mâncăm mâncăm în România și ce mâncăm, mai ales dacă suntem la birou, cred că și la birou și aici mă gândesc la copiii care mult, după amiază intră de la școală la ora 12 și n-apucă niciodată să mănânce. Practic nu apucă să-și ia prânzul, că n-au cum. Și e o bună bucată și mai ales atunci când intră în adolescență, când se întâmplă asta și vezi. Adică vezi și de la acne la cum ia proporții corpul. Evident că seara devalizează frigiderul. Ok. 11. Iar prânz, ce înseamnă prânz? Că dacă te iei după români,
mănâncă o ciorbică, mănâncă felul 2, mănâncă desert. În medicina chineză reținem un lucru foarte important. Și anume, tot ceea ce ajungem să mâncăm în timpul mesei de prânz ne va îngreuna foarte mult activitatea și foarte mult starea de energie pe care riscăm. Eu de obicei adorm. E permis și în China este permis. Însă, în momentul în care presupunem că avem doar o jumătate de oră de luat masa, da? Ce am putea să mâncăm în timpul ăla? În China mâncăm un bol de supă cu tăieței. Okay. Este la îndemâna oricui. Mai mult decât atât, avem ceva cald. Uh-huh. Este o combinație corectă între cald, între nutrienți și în aromă ceva rapid. Nu trebuie să trecem prin toate cele trei feluri de mâncare. Însă, insist încă o dată, nu cred că neapărat aici putem să dăm rețete ce ar trebui să mâncăm fiecare dintre noi. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l reținem este că există un echilibru. De acest echilibru, fie că este el nutritiv, fie că este unul fizic, este la îndemâna noastră să ne preocupăm de asigurarea acestui echilibru. Asta înseamnă să ne facem lecțiile un pic mai devreme și să ne gândim cu câteva zile înainte, chiar cu o seară înainte, și să ne facem un plan foarte, foarte clar. Dacă o să lăsăm totul, inclusiv nutriția, inclusiv exercițiile fizice, inclusiv aportul de lichide, apă, la îndemâna întâmplării, nu o să reușim să facem absolut nimic. Nu o să reușim să păstrăm această stare de echilibru a sănătății. Pentru că nu avem cum. Aici este nevoie de foarte multă voință și foarte multă determinare. Și cu tristețe trebuie să spun că nu mai avem foarte mult, mai avem câteva minute și mai avem atâtea subiecte de abordat. Aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre ce înseamnă de fapt medicina intuitivă și ori la oaltă, ce înseamnă de fapt acupunctura în China. În China acupunctura este o modalitate de a interveni atunci când fie avem o stare acută. Avem, de exemplu, o durere, un blocaj, atunci putem să intervenim cu un tratament, cu un astfel de tratament. Acupunctura se poate face și au fost niște imagini mai devreme, fie cu acele, fie folosim moxa, atunci când trebuie să aducem o sursă suplimentară de căldură. Moxa. Muștucurile alea. Da. Sunt, de fapt, este pelin. Este o iarbă uscată, se poate pune, de exemplu, la capătul acului sau se poate aplica direct pe piele sau pe un suport de ghimbir sau pe un alt substrat. Da, depinde foarte mult ce urmărim din aceste lucruri și ce urmărim exact în tratament. Deci asta este un prim punct în care putem să folosim acupunctura, da? Tratamentul pe zona acută. Apoi putem să facem tratamente de prevenție sau putem să intervenim în bolile cronice cu anumite tratamente. Însă, este foarte important să putem să facem și o parte de prevenție cu acupunctura. De exemplu, am fost la un mă duc, de exemplu, la un specialist de medicină chineză și aflu că anumite dezechilibre pe care eu le resimt la nivelul corpului fizic se datorează unei anumite deficiențe, presupunem, pe care o am în organism. Și primesc un tratament de întreținere pe o anumită durată de timp. Și știu că trebuie să revin la acest tratament din când în când. Asta este o altă aplicație pe care o putem avea în privința acupuncturii.
Numai că diferența între acupunctura aici, acupunctura acolo, care ar fi? Aici e... În ce sens aici? Aici în Europa, să spun. Deci a devenit iar o practică destul de răspândită și da, se învață tehnică. Înțeleg că în China e important să știi și locul în care pui acu, dar și chiar vorbeam înainte de emisiune de energie, iar de activarea energiilor. Bine, aici sunt probabil te refer la curentele care există în, pe partea de filozofie și de abordare. Da. Când foarte multe curente și foarte în practica vestică, evităm să mai vorbim de energie și de momentul sosirii energiei atunci când ai introdus acul într-un punct. Însă eu cred că diferența, în primul rând, vine din altceva în China. Vine din acest mindset pe care îl au pacienții acolo. De ce? Pentru că pacientul acolo nu se gândește neapărat să se ducă să facă un tratament de acupunctură și apoi să se întâlnească cu prietenii și să bea până la ora 2 dimineața. Îmi cer scuze. Da, este posibil. Acolo omul are responsabilitatea tratamentului pe care îl face și știe mai mult decât atât, și anume că el trebuie să mențină prin tratamentul pe care l-a făcut, prin ceea ce a mâncat în ziua respectivă, prin ce exerciții a făcut, prin tot programul de viață pe care l-a avut, un echilibru. Mă duc, de exemplu, hai să ieșim din sfera acupuncturii, să mă duc în zona reflexoterapie, care iarăși este un tratament la îndemână. Iarăși este un tratament benefic. Iarăși este un tratament care poate să mă ajute în prevenția unei boli și în menținerea stării de sănătate. Sunt anumite reguli pe care le pot aplica și de care pot ține cont. Unu, când mă duc să fac un astfel de tratament, este bine să nu mă grăbesc să fac asta după ce am servit o masă copioasă. Regulile astea sunt importante. Sau, dacă tot mai am făcut tratamentul și n-am mâncat, dacă o să mă duc imediat să mănânc, deja se creează un dezechilibru. Nu se întâmplă lucruri catastrofale, dar nu mențin starea de echilibru despre care vorbeam mai devreme. Deci există această cultură a tratamentului de medicină chineză și cred că, de fapt, despre asta vorbim în primul rând. Indiferent că fac acupunctură, indiferent că fac moxa, indiferent că fac cupping, indiferent că fac dietă, indiferent că orice alt tratament aplic, eu trebuie să știu că trebuie să integrez aceste tratamente nu doar la nivelul corpului meu fizic. Da, și că sunt parte din proces. Și sunt parte din proces și trebuie să reușesc să mă mențin pe mine în starea de echilibru prin ceea ce fac. Și să nu fac excese până la urmă. Așa chinezii învață din primii ani de școală? Este o educație puternică. Nu învață din primii ani de școală, învață de acasă aceste lucruri. Cred că foarte mulți oameni din China, trăind acolo 5 ani, am avut posibilitatea să văd extrem de multe situații în care acasă ei știu să pregătească deja aceste diete. De exemplu, copilul este răcit, copilul are o tuse, seacă. Nu trebuie să ajungă neapărat la medic. Ei știu să ia primele măsuri. Care sunt primele măsuri? Să bea apă caldă, de exemplu. Aha. Ca să putem să hidratăm și să asigurăm hidratarea corectă a organismului. Sau fierb o pară, se pun anumite medicamente generice care sunt pe bază de plante și care sunt arhicunoscute de absolut toți oamenii din China, și se fierbe această pară timp de o jumătate de oră până la o oră și jumătate cu acest ingredient, și zeama rezultată este băută pe toată durata zilei. După câteva zile, o să râdeți, s-ar putea ca tusea să dispară. Eu nu spun că acest tratament trebuie aplicat singular sau că acest tratament
nu trebuie combinat cu alte tratamente medicale, pentru că astea sunt importante. Adică dacă copilul are febră, lumea trebuie să se prezinte la un medic, da? Nu putem să punem în pericol viața copilului. Iar ne întoarcem la... Și aș vrea să încheiem cu măcar o vorbă despre medicina intuitivă. Îmi place să spun că cred că toate mamele au cumva, nu știu dacă îi spun intuiție, instinct, dar au acel ceva, dacă au încredere în ele, simt când copilul lor are ceva grav sau când poate să se descurce. Însă ne blocăm accesul la... Credem că nu e suficient, că nu avem încredere în noi. Ce înseamnă, de fapt, medicina intuitivă? Medicina intuitivă înseamnă să reușești prin capacitățile extrasenzoriale. Sunăm împreună cu Ramona, ceea ce azi e extrasenzorial, da? Probabil că în câțiva ani... Eu aștept cu mare interes ca acest lucru să devină normalitate și să fie adus și am informații că se lucrează la acest capitol. Până de curând nu cred că auzisem de catedre de parapsihologie, de exemplu, la universități. Da. Ele există. Există la universități mari din lume și cred că elementul extrasenzorial își va căpăta locul bine meritat. Dar, până la urmă, intuitiv, revenind la întrebare, Roxana, pot, prin aceste capacități extrasenzoriale, așa cum le numim până acum, să identific elemente care țin de dezechilibre ale sănătății. Pot să le văd, pot să le simt, pot să chiar să miros anumite stări și cu asta te naști sau pot să le și antrenezi? Eu cred că este o combinație, este un echilibru aici. Cred că dacă ne întoarcem la felul în care am început emisiunea, la cadoul pe care îl primim, noi primim aceste cadouri. Ceea ce facem de aici încolo cu aceste cadouri, felul în care reușim să lucrăm cu aceste elemente, aceste abilități pe care le avem cu toții, cred că depinde foarte mult de noi. Dar este o combinație până la urmă. Cred că trebuie foarte mult să te pregătești, cred că trebuie foarte mult să lucrezi foarte mult cu capacitățile pe care le ai, pentru că dacă le vei lăsa să doarmă, nu poți să te gândești că vei reuși vreodată să faci medicină intuitivă sau altceva. Dar, nu în ultimul rând, dacă ajungi să înveți probabil medicină chineză, poți să treci prin psihologie, să treci prin quantum touch sau alte lucruri. Toate aceste informații la un moment dat ajung să se facă un puzzle complet. Și asta automat că te ajută foarte mult. Dar încă o dată, nu cred că reușești să faci acest lucru fără să exersezi abilitățile native. Ionela, îți mulțumesc foarte mult. Sper să te mai prind așa până pleci înapoi în Suedia sau oricum trebuie să te întorci să nu o să reușim să terminăm, dar să continuăm. E mult prea mult. Să continuăm subiectul. Am primit foarte multe informații utile în această seară și eu abia aștept să revăd emisiunea ca să îmi stabilizez cumva informațiile primite. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru atenție, așteptăm în continuare întrebările voastre și să ne bucurăm de sănătate și să apreciem cadourile pe care le avem, să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem și să ne plângem mai puțin de ceea ce nu avem încă sau ni se pare că nu avem. Vă doresc să aveți o noapte minunată, rămâneți pe canal 33. Ne revedem săptămâna viitoare luni. Spuneam, suntem în deplasare și luni și marți. Stați alături de noi și la Design Perfect și la Sănătate, Trup și Suflet, pentru că avem surprize foarte frumoase. La revedere!